Haide, Sara! Haide! Tati, Sara! Sara! Ei! Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Noi tocmai ce ne-am terminat de făcut cumpărăturile, am fost la Lidl și acum ne îndreptăm spre casă. Am oprit, am luat un McDonald's Juliei, pentru că noi ne-am luat King Burger și Juliei nu-i place King Burger, ea preferă McDonald's. Și astăzi m-am gândit să facem un haul de cumpărături de la Lidl, pentru că nu am făcut de mult timp. Iar când voi ajunge acasă, voi face acest haul. Acestea sunt cumpărăturile noastre pe care le-am făcut săptămâna aceasta din Lidl. Numai hârtia igienică am luat-o din Bila, pentru că în Lidl nu găsim hârtie igienică de la Teva. Iar acum să începem să vă arăt ce am cumpărat noi săptămâna aceasta. Cumpărăturile pe care le-am făcut săptămâna aceasta din Lidl au costat 71,63 €, iar hârtia igienică pe care am luat-o din Bila au costat 2 baxuri de hârtie Teva, 5,38 €, pentru că am avut reducere dacă am cumpărat 2 baxuri. Iar acum voi începe să vă arăt ceea ce am cumpărat și voi afișa prețul la fiecare produs în parte. Am cumpărat un box de lapte de 3,5 grăsime, un box are 12 cutii, îl folosim atât pentru Sara cât și pentru consumul zilnic în casă.
Pentru săptămâna aceasta am luat un tort cu căpșuni și iaurt. Nu l-am încercat până acum. Am luat un sac de cartofi. Ștefan și-a luat un stick. Este ediție limitată. Iar aici și-a luat fasole verde cu șuncă. Este tot de la marca Delux. Am luat un carton de 15 ouă, clasa A. O doză de fasole albă. Aici tot Ștefan și-a luat un borcan cu sparanghel, tot de la marca Delux. La Lidl erau produsele din marca Delux. Cred că este o săptămână cu produsele Delux. Cred că a fost și săptămâna spaniolă și am luat un borcan de ardei, doar aceasta l-am mai găsit din gama de produse spaniole. O pâine toast, un kilogram de făină, aici Sara și-a luat un baton, pentru că îi plac foarte mult aceste batoane, dar am mâncat decât jumate. Julie i-am luat o mini pizza, îi place foarte mult această pizza. Pentru Julia și Sara am luat o cutie de Kinder. Sara nu are voie să mănânce chiar atât de multă ciocolată, așa că o să o împartă cu Julia. Julie i-am luat acest iaurt cu biscuiți Neo. Îi plac foarte mult aceste iaurte, am luat două. Iar Sara i-am luat iaurt de la Danonino. Este cu banane, căpșuni și caise. Cașcaval de la Milbona, am luat o țiplă, cremvuști, îmi plac foarte mult acest cremvuști pentru că sunt separați 2 câte 2 și pot să desfac doar 2 cremvuști când am nevoie. Sunt foarte, foarte buni. Am luat o pungă de parmezan ras. Șuncă presată, Juliei decât această șuncă presată îi place, o folosește la toast. O cutie de suc, Sarei acum îi place foarte mult să bea suc cu paiul, așa că am luat un box din acesta. Are 14 cutii, o să bea și Sara, atât și Julia. Am luat un sac de mere roșii. Sarei îi plac foarte mult merele, atât și fructele. Ea mănâncă în fiecare zi foarte multe fructe. Am luat și o mini lobeniță, mini pepene. Baby. Nu știm ce gust are, să sperăm că va fi bun. Aici Sara are Burger King, meniul ei, încă nu l-am mâncat pe tot. Noi ne-am luat meniul eu, Ștefan și Sara de la Burger King, iar Julie i-am luat de la McDonald's, pentru că ei nu-i place meniurile de la Burger King. Aici mi-am luat un box de apă minerală, Julie i-am luat un box de apă plată, o lădiță cu mandarine, iar aici eu mi-am luat un sirop de flori de soc, pentru că am văzut mai multe persoane pe YouTube că au încercat acest sirop, bine, nu această marcă, au încercat o marcă din România, dar toate au fost încântate de acest sirop de soc și am vrut să văd și eu cum este. Și mi-am cumpărat și această soluție de desinfectat și de curățat, este fără clor și
toate spațiile unde sarea umple trebuie să fie desinfectate, atât că și jucăriile, măsuța, scaunul, este și pentru scaunul ei de mâncat. Și am mai cumpărat și hârtia igienică pe care deja v-am arătat-o, de la Țeva, nu doar hârtia igienică, de la Țeva ne place. Și am luat două baxuri, pentru că dacă luam două baxuri era la ofertă, iar fiecare box are câte 10 hârtii igienice de 3 straturi. Iar acestea au fost cumpărăturile noastre pe care le-am făcut săptămâna aceasta din Lidl și hârtia igienică de la Țeva din Bila. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi cu cumpărăturile noastre săptămânale de la Lidl, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și noi ne revedem data viitoare. Vă mulțumesc tare, tare mult că sunteți alături de noi!